Bună seara și bine ați venit la gala noastră. Vă rog să începem prin a vă prezenta și a ne spune din ce regiune a țării veniți. Nelu Moldovan, Reghi, în județul Mureș. În județul Mureș. Cum au mers asigurările în județul Mureș în 2012? Asigurările merg strună. Merg strună, înseamnă că aveți un mediu economic favorabil în regiune. Da, nu ne plângem. Ce a mers mai bine, partea de corporate sau de retail? Cum ați simțit dumneavoastră pulsul pieții în 2012? Partea de asigurări obligatorii. Deci oricât de bine ar merge economia, tot partea obligatorie e mai... Din păcate, da. Deci merge și corporate-ul, dar în proporție mai mică. Se simte dorința de a face asigurări și la corporate, dar de cele mai multe ori tot acolo unde au nevoia, adică se simte obligat să facă o asigurare. Pentru bănci, pentru credite, pentru... Dumneavoastră, pe ce segmente de asigurări ați simțit o creștere cea mai accentuată anul trecut? Pe RCA, clar. Au crescut, mai ales din decembrie încoace, au crescut primele de asigurare. Deci pentru același număr de clienți s-au înmulțit primele încasate. Și numărul de clienți noi cum a evoluat? Unii pleacă, alții vin, dar per total există o creștere, a zice, undeva de 10%. Pe ce loc v-ați clasat pe județul Mureș anul acesta la gală? Anul acesta doar pe locul 5 și asta nu pentru că am vândut mai puțin, ci pentru că alții au venit tare din urmă. Și sunt convinsă că aveți un plan să contracarați această concurență. Ce aveți de gând să faceți în 2013? Ce strategie aveți? Este clar că trebuie să ne reinventăm. În ultimii 2 ani am fost pe locul 2, am rămas, chiar dacă am vândut mai mult, pe locul 5 și cu siguranță că ceva trebuie să facem diferit. Ce tipuri de asigurări veți miza în 2013? Pe clienții mari, pe corporate, clar.